Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră, funcție și proiectul pe care îl gestionați. Numele meu este Bogdan Bălașa, sunt directorul de vânzări al dezvoltatorului imobiliar Domus Stil, care are la promovare un ansamblu rezidențial în zona de nord, Rin Nord Residence, și mă ocup de gestionarea vânzărilor în cadrul acestui proiect rezidențial. Cum se poziționează Rin Nord Residence pe piața rezidențială din București? Rin Nord Residence este un ansamblu tentant, deoarece el este situat în zona de nord a capitalei, zona unde dezvoltatorii imobiliari nu sunt atât de prezenți așa cum sunt în celelalte zone ale capitalei, și este un ansamblu inedit și datorită facilităților pe care acesta le pune la dispoziție celor care cumpără un apartament acolo. Care este segmentul de piață căruia vă adresați îndeosebi? Targetăm tinerii care doresc să locuiască în zona de nord și care au locul de muncă în proximitatea ansamblului, investitorilor imobiliari, cei care doresc să achiziționeze un apartament sau o garsonieră pentru a închiria ulterior, și toate categoriile de clienți care sunt în piață în momentul de față. Ce puteți să ne spuneți despre prețurile ansamblurilor rezidențiale din București și cum vă raportați ca ansamblu la aceste prețuri? Valorile prețurilor pe care le practicăm în Rin Nord Residence sunt accesibile pentru toate categoriile de clienți. Avem apartamente care se pretează foarte bine și pentru programul de creditare prima casă și prețurile pornesc pentru apartamentele cu două camere de la un prag de 43.300 de euro și ajung până la un maxim de 77.000 de euro pentru apartamentele cele mai mari, cele de trei camere. Care sunt facilitățile din incinta, dar și din împrejurimile Rin Nord Residence? În incinta Rin Nord Residence promovăm un stil aparte de apartamente cu concept all-inclusive. Acest concept se referă la faptul că locatarii care achiziționează un apartament în Rin Nord Residence beneficiază de facilitățile hotelului de lângă, hotelul Rin Airport, Otopeni, și ale celorlalte facilități din zonă. Dacă ar trebui să le categorisesc, ele ar fi următoarele. Avem restaurante, două restaurante la dispoziția clienților, avem un spațiu de sănătate care este compus din o sală de forță, o piscină și avem și un parc acvatic deosebit de cunoscut, water park, avem de asemenea terenuri de tenis și terenuri de fotbal care sunt puse la dispoziția locatarilor și aceștia le pot accesa având discounturi suplimentare față de cei care vin din exterior. Facilitățile zonei se referă la faptul că acest complex este situat în proximitatea Băneasa Shopping Center, iar de aici avem celelalte facilități, IKEA și celelalte magazine care sunt în zonă. Care sunt caracteristicile tehnice ale ansamblului rezidențial? Ansamblul rezidențial este construit pe cadre de beton armat, zidăria este din cărămidă, ceea ce este un plus în piața imobiliară în momentul de față, iar contorizările pentru utilități sunt individuale. Ce tipuri de locuințe sunt disponibile în Rin Nord Residence? La momentul de față avem la vânzare apartamente de două camere și de trei camere. Am avut și garsoniere, însă până la momentul acesta le-am vândut integral. Avem apartamente de două camere care încep cu suprafețe utile de 45 de metri pătrați și ajung până la o suprafață utilă de aproximativ 60 de metri pătrați și apartamente de trei camere care ajung până la 87 de metri pătrați. Ce întrebări vă adresează prima oară clienții atunci când sunt interesați de o locuință? Clienții sunt interesați dacă aceste apartamente sunt finalizate, ceea ce noi putem să le răspundem afirmativ, deoarece toate apartamentele din complex sunt deja finalizate. Ei sunt interesați și de facilitățile din zonă și atunci le prezentăm toate facilitățile de care v-am vorbit mai înainte, de modalitățile de plată, iar în acest fel noi răspundem nevoilor tuturor clienților pentru că oferim modalități de plată diverse, credit bancar, inclusiv programul de tranșe direct la dezvoltator, și, evident, întrebări legate de utilitățile din ansamblu și de gradul de ocupare. Și aici stăm destul de bine pentru că ansamblul este vândut în proporție de aproximativ 60%. Cu ce preconcepții vin clienții și cum gestionați aceste situații? Clienții sunt interesați la început foarte mult de costurile utilităților și costurile de administrare, care vin imediat după ce ei se mută în ansamblu, dar avem valori rezonabile pentru aceste costuri și le putem prezenta concret, care sunt valorile utilităților cu aproximație, iar atunci își dau seama că pot locui în Rin Nord Residence fără să plătească foarte mult pe lună.
Ei se mai întreabă de asemenea și mai au preconcepții cu privire la modul de construcție al clădirii, însă le prezentăm toate detaliile tehnice și acest lucru este un plus pentru noi ca și dezvoltator. Cum vedeți dinamica vânzărilor din ansamblul Rin Nord Residence și cum credeți că va evolua? Noi ne propunem ca anul acesta sau maxim anul viitor să finalizăm acest proiect din punct de vedere al vânzărilor. Credem că odată cu începutul sezonului de toamnă, vânzările vor accelera, deoarece creditarea prima casă continuă și avem semnale că la târgurile imobiliare și prin promovarea pe care o avem pentru acest ansamblu, vom reuși să atragem un număr cât mai mare de clienți. În final, ce ne puteți spune despre colaborarea cu portalul dezvoltatorimobiliar.ro? Avem o colaborare fericită cu portalul dezvoltatorimobiliar.ro, am mai participat la târguri imobiliare și ne-am promovat produsele. Avem de asemenea și lead-uri pe care le primim prin intermediul acestui portal și suntem bucuroși și dorim să continuăm această colaborare. Mulțumim frumos! Cu multă plăcere!